Bună seara din nou, vă spun la emisiunea Teologia în Actualitate, sunt Daniel Fodurean și vă mulțumesc pentru că ne primiți din nou în casele dumneavoastră. În seara aceasta, tema emisiunii noastre este la fel de interesantă ca și celelalte, poate chiar mai interesantă. Vom vorbi în seara aceasta despre dialog, despre dialogul creștinului cu societatea și în societate. Și am bucuria să am din nou invitat în studio pe domnul Ciprian Gheorghe Luca. Vă spun bună seara, bine ați venit din nou. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vă spun că domnul Ciprian Gheorghe Luca este directorul Liceului Emanuel, Liceului Pentecostal Emanuel și pastor la biserica, tot Emanuel se numește. Da. Mă bucur să fim din nou în seara aceasta în dialog și vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să dialogăm. De fapt, a fost o plăcere și emisiunile precedente pe care le-am realizat cu dumneavoastră. Care sunt cele mai reprezentative pasaje biblice care argumentează necesitatea acestui dialog dintre biserică și societate, creștinul și societatea, dacă vreți să ne dați câteva argumente biblice? Da. În primul rând, încep prin a mărturisi că și pentru mine a fost o plăcere, deci plăcerea este reciprocă și sperăm, presupun amândoi, că și cei ce ne urmăresc, telespectatorii, se bucură de urmărirea acestei discuții. Când vorbim despre dialog, trebuie să definim întâi de toate ce înseamnă dialog. Înseamnă o întâmpinare prin intermediul cuvintelor sau între cuvinte. Dialogos, prin sau între cuvinte. Și dacă plecăm de la definiția aceasta, cu siguranță că în Sfintele Scripturi vom găsi multe versete, multe texte care vorbesc despre importanța vorbirii, mărturisirii, vestirii Evangheliei, mărturisirii Domnului Iisus Hristos în public. Am putea începe în sensul acesta cu Marea Trimitere, mergeți și vestiți. Am putea vorbi despre faptul că Domnul Iisus a început să propovăduiască, împărăția celor este aproape, ucenicii au făcut la fel, au vestit venirea împărăției lui Dumnezeu. Dar, ca să fim cât mai specifici, să fim cât mai exacți pe această temă a dialogului dintre creștini, respectiv biserică și public sau societatea în care trăim, cred că sunt cel puțin trei versete care se aplică în mod direct. Primul ar fi acela din 2 Corinteni, capitolul 4, în care Sfântul Apostol Pavel spune în versetul 2 ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Aici implicarea este că noi prezentăm adevărul în mod public și cugetul oamenilor intră într-o rezonanță, da? Într-un dialog cu ceea ce noi prezentăm, are un loc un schimb acolo și ei se convin că ceea ce noi spunem este adevărat. Mai găsim un verset în Epistola lui Pavel către Coloseni, în capitolul 4, cu versetul, capitolul 4, Coloseni, capitolul 4, versetul 6, unde spune, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, o aluzie la să fiți sarea pământului, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Ori a răspunde presupune dialog. Adică nu răspunzi cuiva care nu te întreabă și dacă te întreabă înseamnă că intră într-un dialog. Ar mai fi și 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, unde Petru de data aceasta spune sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală, dă nedejdea care este în voi,
dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Aici Petru are în vedere chiar pe detractorii credinței creștine, pe dușmani, să spunem așa, care vorbesc malițios, vorbesc cu răutate, și creștinii trebuie chiar acestor oameni care nu îi suferă pe creștini să răspundă într-o manieră creștinească și să le explice cum stau lucrurile cu privire la speranța pe care ei o au. Deci dacă am înțeles bine, dialogul nu presupune doar o comunicare unidirecțională. Noi vorbim societății, noi venim și transmitem mesajul lui Dumnezeu societății, ci dialogul presupune și noi să ascultăm vocea societății, întrebările ei, și în felul acesta să putem să răspundem societății potrivit cu nevoile pe care le are. Sigur, acum vorbind despre dialog în societate, cu riscul de a fi puțin tehnici, trebuie precizat că există diferite, să spunem, nișe sau falii unde putem vorbi de dialog. Putem vorbi, de exemplu, despre dialog între confesiuni creștine, adică interconfesional, tot public și tot la nivel de societate. Putem vorbi despre dialog interreligios, adică între reprezentanții unor religii diferite, ba chiar rivale din punct de vedere al concepțiilor despre adevăr, bine, frumos și așa mai departe. Putem vorbi despre dialog între religie și științe. Putem vorbi despre dialog social pe anumite teme sociale în care există un oarecare tip de activism de o parte sau de cealaltă și dialogul acesta trebuie să vizeze acele teme. Deci, dialog înseamnă multe lucruri, dar textele acestea trei, pe care le-am citit, sigur, am mai putea aminti de vizita apostolului Pavel în Areopagul Atenian, unde el pleacă exact de la o chestie culturală, societală. Am găsit un altar dedicat unui Dumnezeu despre care voi spuneți că e necunoscut. Dar uite, eu exact pe acesta îl vestesc și de acolo a început să le citeze din poeții lor, din cultura lor și spune, noi suntem de neam din Dumnezeu, da, dar totuși uite cum e cu divinitatea. Deci există un schimb. Ori Areopagul era dita mai forumul cultural în Atena. Și atunci pasajele pe care le-am citit arată că dialogul poate fi purtat cu indivizi, cu oameni, să spunem așa, favorabili credinței creștine, cu oameni rezervați, dar nu neapărat potrivnici, și chiar cu oameni care nu sunt de acord cu credința creștină, ba chiar s-ar putea numi dușmani ai credinței creștine. Cu toți aceștia ar trebui să avem un dialog. Probabil că pe parcursul acestei emisiuni vom intra mai mult în ceea ce înseamnă de fapt laturile sau componentele a ceea ce numim noi dialog cu societatea. Mărturisesc că tema aceasta a dialogului dintre creștini și societate, biserică și societate, am luat-o din o altă emisiune pe care am făcut-o despre teologia publică. Și mi-aduc aminte că atunci ați definit teologia publică ca fiind o activitate publică făcută în public, în căutarea adevărului public, care are de-a face cu binele comun. Astăzi ne oprim asupra acestui dialog public și aș vrea să vă întreb ce implică acest dialog public. Dialogul public implică o conversație în văzul lumii, cum s-ar spune, că de aceea este public. Sigur că dialogul poate fi interpretat și ca o chestiune convențională, instituțională, în care o anumită instituție face o adresă către o altă instituție și așteaptă răspuns în termen de 30 de zile, dar nu despre genul acesta de dialog vorbim, ci despre o conversație. De fapt, acesta este dialogul. Este o conversație și poate că termenul acesta de conversație e chiar mai benefic, pentru că
mulți când zici dialog, deși el nu asta înseamnă, înseamnă pur și simplu conversație, dar mulți când zici dialog se gândesc la două persoane care au un schimb de replici. Conversație implică mai mulți interlocutori. Dialog nu înseamnă că doar două instituții sau două persoane vorbesc sau doar doi participanți. Înseamnă o conversație la care participă oameni fie de aceeași părere, fie de păreri ușor diferite, fie de păreri rivale, total diferite. Și dialogul acesta public înseamnă a te angaja într-o dezbatere în văzul tuturor, da, public, despre lucruri care contează ca adevăruri publice. Din punctul acesta de vedere, pentru noi creștinii, Evanghelia este un adevăr public. Evanghelia însemnând vestea bună a împăcării cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos și include inclusiv restaurarea sau mântuirea întregii făpturi sau întregii creații a lui Dumnezeu. Deci nu este doar o chestiune strict sufletistă, spirituală, care ține de suflet, ține de redresarea și de răscumpărarea întregii creații a lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta este un adevăr de interes public. Acum, ce presupune o conversație publică? Aici depinde de cât de detaliați vrem să fim. Dar probabil că nu e cazul să fim foarte detaliați și totuși să fim suficient de preciși. Dialogul presupune plecarea de la o bază comună. Și mă bucur că ați adus în discuție definiția pe care eu am amintit-o în ultima emisiune. Aș putea să spun că mi-aparține, pentru că sunt mulți care și-au dat cu părerea și-au formulat definiții și, bineînțeles, că am preluat-o și eu. Este destul de comună, de generală. Dar în definiția aceea, binele comun, adevărul comun și discuția, de fapt, se învârte în jurul comunalității, ceea ce împărtășim, avem în comun. Orice dialog pleacă de la prezumția că există ceva împărtășit. Chiar dacă singurul lucru împărtășit este, să spunem, umanitatea participanților, interlocutorilor. Adică, să spunem că ar fi reprezentanții mai multor religii sau confesiuni sau unor păreri diferite cu privire la un anumit subiect, ceea ce știm că avem în comun este faptul că toți suntem oameni. Mai avem în comun ceva. Faptul că se presupune de bună credință, noi toți ne dorim binele tuturor și a celorlalți, numai al nostru. Și se mai presupune ceva, că fiecare, nu într-un mod egoist, dar într-un mod cât se poate de convingător și de ferm, considerăm că ceea ce avem de spus contează. E important. Altfel, de ce aș intra într-un dialog? Da? Doar ca să deschid gura așa? Nu, intrăm într-un dialog pentru că socotim că celălalt are să ne spună ceva important și că la rândul nostru, ceea ce noi avem de spus e important pentru alții să audă și e important să fie spus lucrul acela. Deci, acestea sunt, să spunem, niște premise ale oricărui dialog. Altfel, nu putem vorbi de dialog. Vorbim de un proverbial dialog al surzilor, în care, de fapt, fiecare știe că nu e interesat de ce are celălalt să spună, își spune poezia. Scopul unui asemenea, așa zis, dialog este să ajute la ceva sau să găsească soluții. Este pur și simplu un schimb convențional de opinii, de păreri, niște afirmații, niște pledoarii care trebuie spuse public și atât. Ori când vorbim despre creștin și societate, noi nu ne angajăm într-un dialog cu societatea doar așa ca să spunem că am bifat, că ne-am făcut treaba, le-am spus. Nu, noi chiar vrem binele oamenilor.
Foarte interesant ce a spus legat de acest adevăr comun, pentru că adeseori atitudinea noastră este că noi nu avem nimic în comun cu ceilalți, ci noi avem totul, noi creștinii și în special creștinii care au o înțelegere particulară asupra Evangheliei, fiind născuți din nou, și ceilalți n-au nimic de oferit. Și atunci automat ridicăm un zid între noi și ceilalți semeni ai noștri, sau atitudinea noastră în acest zis dialog este una de superioritate care va bloca cu siguranță dialogul. Exact. Este o atitudine triumfalistă, extrem de găunoasă și de dăunătoare, pentru că ea duce la o abordare, aș numi eu, magisterială, de sus, condescendentă, în care noi le știm pe toate, noi știm să dăm răspunsuri, ceilalți nu știu nimica și noi venim și le spunem lor de fapt cum stau lucrurile. Vă dați seama că nimeni nu este dispus să intre într-un asemenea dialog care e clar unilateral. Și o asemenea abordare trebuie cu orice preț evitată. De fapt, unul dintre lucrurile pe care le admir în abordarea teologiei publice este exact acesta, că își propune cu orice preț să evite abordarea magisterială de sus, în jos, cu toate că nu se rușinează să mărturisească adevărul cu amare. Adică pot să mărturisesc că există un singur și absolut adevăr și că acesta se găsește nu într-o carte, ci într-o persoană, în ființa Domnului Iisus Hristos, că El este adevărul cu amare, și că toate celelalte adevăruri cu amic sunt discutabile, da? Acesta este adevărul. Deci pot să spun lucrul acesta fără să mă sfiesc, fără să mă jenez, și în același timp să o fac cu considerație pentru micile adevăruri sau frânturi de adevăr pe care culturile, societățile umane îl au cumva încastrat în ele însele. Pentru că oamenii sunt creați totuși după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este ceea ce Apostolul Pavel spune, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. Exact. Dreasă cu sare. Da. Și e foarte frumos aspectul acesta. Care sunt mijloacele pe care biserica le poate și creștinul le poate utiliza astăzi pentru a purta acest dialog? Pentru că avem nevoie de anumite mijloace. În trecut, probabil că au fost alte mijloace folosite. Întrebarea este foarte bună, dar foarte complexă. Dacă vorbim despre mijloace tehnice, avem un set de răspunsuri. Dacă vorbim despre mijloace în sensul de abordări sau metode, avem alte răspunsuri. O să amintesc cu voia dumneavoastră câteva. Sigur că în vremea noastră dispunem de mijloace multe și foarte utile sau foarte eficiente față de epocile anterioare. Nu aș spune că în esență s-a schimbat foarte mult ceva, în sensul că până la urmă tot vestirea prin cuvânt, adică cuvântul gurii, da, contează, mărturia depusă verbal, articulată, dar spre deosebire de epoca bisericii primare, când se putea vorbi, vesti verbal, nu, cu gura, sau se putea scrie pe pergamente sau pe... Astăzi avem o mulțime de mijloace tehnice. Iată, noi facem o emisiune într-un studio de televiziune și emisiunea aceasta va fi difuzată pe pagina de rețea socială a unei instituții și apoi va fi difuzată de o televiziune cu acoperire națională pe cablu și apoi va rămâne pe internet undeva pe un cont de altă rețea video de socializare unde va putea fi accesat de mulți
cine știe peste ani de zile cât se vor uita și cine se va uita și de unde se va uita. Deci, din punctul acesta de vedere, mijloacele sunt fenomenale. Ca metodă, și poate că aici ar fi important să subliniem câteva nuanțe și câteva lucruri importante. Ca metodă, dacă urmăm exemplul biblic al celor amintite în pasajele citate, dacă ne uităm la felul în care Domnul Iisus Hristos, prin întruparea sa și prin propovăduirea sa, a exemplificat cum ar trebui să purtăm acest dialog cu oamenii, cu creația lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la evenimentul teologic al cincizecimii, unde la coborârea Duhului, practic, se creează un antibabel, adică din starea aceea de risipire pentru gâlceava lingvistică creată chiar de Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu acum reversează lucrurile și îi adună pe oameni și limbile, de fapt, sunt aduse împreună, felurite limbi, felurite culturi, sunt aduse împreună și unificate. Dacă inițial proiectul uman este de a ajunge omul la Dumnezeu și Dumnezeu a dezaprobat asta, aici proiectul divin este ca Dumnezeu să ajungă la om și să-l reapropie și iată că se întâmplă. Deci, din punct de vedere biblic și teologic, ceea ce înțelegem este că, pe de o parte, trebuie să existe componenta evangelizării și uneori în societăți hipertolerante, să spunem așa, sau extrem de corecte politic, e posibil ca evangelizarea să pară cumva condescendentă, să pară cumva magisterală, așa, adică vin ei să ne spună nouă adevărul. Dar asta suntem chemați să facem, suntem trimiși să vestim Evanghelia, să predicăm, să propovăduim adevărul. Deci există componenta aceasta, partea dialogului, dar partea dialogului este și adevărata conversație sau adevăratul dialog. Și aici cred eu că trebuie să fim din ce în ce mai bine pregătiți și mai eficienți în vremea noastră. Pentru că nu este suficient să spui oamenilor adevărul. Trebuie să-ți faci timp să-i asculți. Să înțelegi că tu ești unul dintre interlocutori, că nu le știi pe toate, că nu le înțelegi pe toate, că ai nevoie de reacția, de feedback-ul, de modern acum input, da? de ceea ce celălalt are să-ți spună. Și chiar dacă va suna ciudat, ai de învățat de la celălalt. Ok, poate nu ai de învățat despre faptul că nu Domnul Iisus, altcineva e, dar, despre asta nu, dar ai de învățat multe lucruri despre ce înseamnă să fii om, despre ce înseamnă să lucrezi împreună la rezolvarea unei probleme. Și acest mod pluralist, polifonic de a face conversație, de a dialoga, este parte a ceea ce găsim în Scriptură. De ce spun lucrul acesta? Pavel are strategia aceea în Areopag, pleacă de la cultură și îl prezintă pe Hristos. În Corinteni, da, am citit despre faptul că noi, spunea Pavel, prezentăm cu cărțile, cum s-ar spune, la vedere, ce avem de spus, nu ne cerem scuze pentru ce spunem, vai, scuzați-ne, știți, spunem și noi ceva, dacă ne putem. Nu! Neapologetic, în sensul că nu ne cerem scuze pentru că spunem adevărul, dar în același timp gata, prin felul în care îl spunem, să arătăm că suntem la vedere, că nu avem nimic de ascuns și că e demn de primit de orice minte omenească care își pune niște probleme. Chiar și în fața detractorilor, chiar și în fața inamicilor credinței care ne-ar vrea eliminați, da? Să n-are ce căuta religia în sfera publică. Da, ce să ne spune nouă biserica? O instituție învechită cu tare. N-avem alte. Chiar și acestor indivizi, creștinii sunt chemați să le vorbească, să se angajeze într-un dialog, nu comod, incomod, dar să se angajeze într-un dialog. Și atenție,
nu ei să fie cu ton și cu gura mare, ci ei să fie calmi, ei să fie blânzi, ei să fie temperați în abordare, în așa fel încât cei care în mod malițios și nedrept reproșează anumite lucruri, tot felul de lucruri creștinilor, să rămână de rușine, zică, măi, pare rău, se pare că am avut o părere greșită. Deci, cu alte cuvinte, astăzi avem un privilegiu să beneficiem de foarte multe mijloace în a comunica, în a dialoga cu societatea, dar în același timp, modelul, metoda, este modelată cumva de aceleași principii, spunem, vechi, aceleași principii care sunt aici, biblice, și pe care noi trebuie să le păstrăm, indiferent de schimbările care au existat la nivelul mijloacelor de comunicare. Și de aceea aș merge puțin mai departe și să vă întreb cum apreciați dialogul purtat de evanghelicii români în societatea noastră. Dialogul purtat de evanghelicii români este o chestiune destul de recentă, cu mici excepții, pentru că depinde ce socotim evanghelic, dar au fost oameni al lui Dumnezeu și în timpul regimului comunist și la începuturile sau în zorii democrației românești după anii 90 care s-au implicat în dialog public. Eu sunt născut în Arad, dar am copilărit, clasa întâi am făcut-o în Timișoara și am rămas, spre binele meu, cred, pentru totdeauna marcat de exemplu pastorului baptist Dugulescu. Am fost în Biserica Betel de multe ori, l-am auzit predicând, l-am văzut angajându-se pe vremea aceea să ai un deputat pocăit, da? Să ai un deputat evanghelic baptist în Parlamentul României. Mie mi se părea ceva extraordinar. Am un tânăr, da? Un licean. Și vedeam cum reușește să alăture partea aceasta pastorală, să spunem, apologetică creștină și partea aceea politică de a căuta să influențeze crearea de politici publice și de legi care să fie în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dacă vorbim despre România în zorii democrației românești, iată pastorul Dugulescu și alții, l-am dat pe el probabil cel mai cunoscut, pot fi amintiți. Mă asigur că venind mai înspre noi, în timp, au existat și există multe inițiative. Avem din partea fraților creștini după Evanghelie, de exemplu, destule inițiative la nivelul Alianța Evangheliei, de exemplu, președintele anterior a fost chiar, din câte știu, un frate creștin după Evanghelie și dânsul este cunoscut pentru tot felul de interpelări, de scrisori deschise, de angajări în probleme publice. Există o dorință de a vedea subiecte comune între cultură și biserică, biserică și societate, inclusiv nu, în cadrul Bisericii Baptiste, mă gândesc la institutul care există despre Biblie și societate sau Biblie și cultură, fratele profesor Bunaciu și alții care există și de partea pentecostalilor inițiative și avem aici în București un program de master în teologie, Biblie și cultură, iar la Arad avem un program de master și de doctorat în teologie publică. Ei, toate acestea, eu am dat niște exemple din învățământ că sunt mai aproape de mine. Dincolo, apoi, avem creștini, deputați, senatori, președinți de consilii județene, știu eu, tot felul de oameni politici care sunt în tot spectrul politic implicat, nu doar într-o parte sau alta. Deci, ca dialog, nu doar prin ceea ce se spune de la amvon, ci prin prezența în societate, în locul unde se fac legi, în locul unde se dau sentințe, în locul unde se formează oameni și tineri și intelectuali, avem evanghelici prezenți.
Pentru toate astea trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne bucurăm. Apropo, mai povestesc cu anumiți prieteni din străinătate de felul în care eu le povestesc pe felul în care pentecostalii au anumite implicări și spun, wow, dar la noi nu auză așa ceva. Băi, dar ce curaj aveți, dar ce tari sunt. Exact așa spun, ce tari sunteți, că uite, vă implicați. Ceea ce nu se întâmplă în altă parte. Acum, asta e partea plină a paharului și cu asta vreau să și termin intervenția, dar există încă mult de lucru. Slavă Domnului pentru tot ce s-a realizat. Vorbeam de niște zori și ai democrației și ai și a dialogului. E clar că România, ca democrație tânără, are încă de învățat multe despre dialogul la nivel de societate între toți interlocutorii, și politici, și al societății civile, și ai credințelor religioase, evanghelicii și nu numai, toți creștinii avem multe încă de învățat cu privire la ce înseamnă un dialog civilizat. Și cred că unul dintre lucrurile asupra cărora trebuie să fim foarte atenți este exact atitudinea sau postura din care ne angajăm în dialog. Dumneavoastră ați amintit și eu am amintit, trebuie să evităm această postură a celor care le știu pe toate și vorbesc de sus. Nu acesta este modul de a te angaja într-un dialog public. Uneori, fără să îmi cereți exemple, uneori mi se pare că din nefericire, și spun uneori pentru că nu asta predomină, dar din nefericire există, hai să le numim astfel de mici derapaje, în care exponența ai spectrului evanghelic intră în dialog, în public, pe anumite teme, dar într-un mod foarte agresiv, foarte magisterial, așa, și cred că lucrul acesta nu face bine. Ați menționat despre evanghelie și despre partea pozitivă. Vreau să vă întreb puțin legat de faptul că există evanghelici sau angajarea noastră poate merge în două extreme, cel puțin ce am văzut. O extremă este inhibarea în dialog. Creștini care spun, noi rezolvăm totul în cămăruța noastră, în biserica noastră, ne rezolvăm lucrurile acolo, în spațiu intim, confidențial, fără prea multă expunere publică, totul se rezolvă acolo. Și există o marcare a comunismului cumva aici, încercarea de a păstra secret totul. În cealaltă, aș spune o extremă, dacă e o apreciere corectă sau nu, sunt creștini care le știu pe toate. Un fel de exhibiționism. Da. Și care, și special pastor și filozof pastor și cum aș vrea să le spun, în care ei răspund la orice. Dacă este vorba de problema cu Rusia, ei au trebuie să spună ceva despre problemele de securitate. O, cât specialiști în boli infecțioase și în probleme de... Cum vi se par aceste lucruri? Adică două extreme. Una, nu comunicăm, alta, comunicăm despre orice, oricând, oricum. Da. Păi, eu cred că foarte bine ne-ați identificat ca fiind extreme. Eu aș spune mai mult decât extreme. Aș spune posturi dăunătoare chiar Evangheliei și prezentării Evangheliei în mod public. De ce? Pentru că încep cu cea de-a doua. Am numit-o eu exhibiționism creștin. Este un soi de militantism, activism de sorginte creștină care crede că printr-un soi de bullying, adică te iei și dai de-a berbecul cu cei care nu îți împărtășesc așa, tu aduci împărăția lui Dumnezeu și instaurezi dreptatea și pacea pe pământ și pui la punct pe netăiații ăia împrejur care îndrăznesc. Sigur că asta reflectă o anumită viziune rudimentară asupra coexistenței cu alți oameni, da? Și nu face bine.
nu face bine. În cel mai fericit caz ridicularizează, caricaturizează prezența evanghelică în societate și în cel mai nefericit caz poate stârni reacții urâte și pe bună dreptate. Din partea celor care nu ne împărtășesc convingerile. Problema cu exhibiționismul acesta sau cu bullying-ul, cum îl numesc eu evanghelic, pe Facebook, și nu numai, să zic, sau... și multe, multe, da, orice problemă apare, gata, ne dăm cu părerea, spunem, noi știm câteodată de-a dreptul ridicol. Problema este că datorită unei culturi, unei educații precare și a unei spiritualități precare a multora dintre credincioși, din nefericire, astfel de atitudini sunt aplaudate. Și primesc like-uri în neștire. Iar exponenții lor, da, cei care sunt cunoscuți pentru astfel de atitudini, ajung să creadă, presupun, că ei sunt trimiși de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Că uite, până și vulgul, nu? Poporul îi susține, îi aplaudă. Deci, da, sunt adevărați influenceri care, uite, au descoperit ce trebuie să... N-au descoperit. Au descoperit cel mult că se poate trăi din scandal. Și lucrul acesta nu face cinste Evangheliei și nici unei biserici evanghelice. Spun evanghelice pentru că, da, noi suntem aici doi evanghelici, dar se aplică la fel de bine și în cazul fraților ortodoxi, catolici și de orice altă confesiune cu care conviețuim aici în România. De cealaltă parte, deci asta e partea aceea, a doua extremă, de cealaltă parte, izolaționismul acesta în care, da, nu trebuie să știe nimeni, nu. Cred că pe de o parte este... inspirat, este izvorât, hai să spunem așa, din niște atitudini ale trecutului, în care a fi autocritic sau a spune în mod critic, eu aș zice profetic în sensul acesta, critic, biblic, cu privire la societate, ceva, însemna fie că dai din casă. Adică, nu, nu-i voie. La noi totul sunt perfect, totul e perfect la noi, ceilalți au o problemă. Noi nu avem ce să ne reproșăm. Sau le dăm muniție, da? Le dăm muniție ca să se ia de noi și nu avem voie. Lasă că ținem de cealaltă parte și așa nu ne întreabă nimeni. Nu ne bagă nimeni în seamă. Bă, cu o floare nu se face. Ce dacă zicem noi? Nu, frate, lasă că ne rezolvăm. Deci, asta este varianta cealaltă sau prima extremă pe care noastră ați amintit-o. Și cred că și aceasta este dăunătoare. Acum, aș înțelege, și aici vreau să fiu nuanțat, aș înțelege reținerile unora care probabil ar fi încadrați în prima, dar nu le-aș numi neapărat extremiști, care sunt dezamăgiți de felul în care unele biserici sau unii creștini au înțeles să-și spele rufele în public. Și iarăși nu-mi cere să dau exemple, dar aș putea. În care ne apucăm să dezgropăm morții, să spunem ce a fost, cum a fost. Sigur că există și este o nevoie pentru a spune adevărul, pentru a avea o cunoaștere adevărată cu privire la trecut, chiar cu privire la părțile mai puțin onorante. Dar una este să treci printr-un proces, da, mă refer chiar la ce a fost în perioada comunistă, știți bine poveștile cu oameni care sunt acuzați de tot felul, este important să știm istoria și să nu o trucăm, să o știm, dar nu cred că ajută să ne facem harakiri în public așa, ia uite domnule, noi dezgropăm tot, punem, pentru că lucrul acesta s-ar putea să descurajeze, să spună, a, păi înseamnă că tot o apă și un pământ, da? Deci aici aș fi foarte prudent. Dar, da, trăim într-o societate în care lucrurile sunt la vedere, evitând să ajungem în extrema izolaționistă sau în extrema exhibiționistă, ar trebui să fim deschiși, transparenți,
Însă atenție, și ăsta e un lucru pe care am vrut să-l spun de la începutul emisiunii și mi-a scăpat, dar spun acum că se potrivește. Într-un dialog există și vorbe și tăceri. De vorbit mai avem de învățat și aici, mă, că cineva spunea că îți trebuie un an, doi, trei să înveți să vorbești și o viață să înveți să taci. Într-un dialog există și cuvinte pe care trebuie să le spui, important să le spui ca să îți statuezi poziția și identitatea, dar există și tăceri. Și aș spune că tăcerile sunt cele care creează echilibru, care dau chiar încredere celuilalt, că tăcerile pot să fie acuzatoare sau, în sfârșit, colaboratoare, da? Adică încuvințătoare. Tăcerea contează, să știi când să taci, să lași pe celălalt să vorbească, să știi când să taci în sensul că nu e bine din partea ta și ești vinovat de ceva și atunci e bine să recunoști, sau când să taci pentru ca celălalt să simtă că el poate să vorbească liber. Deci e parte din dialog. Când să taci și când să vorbești. Mulțumesc mult pentru explicații, pentru clarificări. Cum să eficientizăm acest dialog? Mai avem câteva minute și cum să eficientizăm acest dialog și poate după aceea să ne uităm și la câteva principii? Tehnic, sigur că sunt multe lucruri de spus. Principial, cred că sunt cel puțin trei lucruri pe care eu le-aș sublinia în contextul actual din România al evanghelicilor în dialog cu societatea. 1. Angajarea în dialog. Spuneam că suntem angajați cu tot felul de metode într-un fel de dialog, dar problema rămâne totuși că prea timid. Ar trebui să ne angajăm mai ferm. Da, ferm, predicăm. Ferm sau dur? Nu, ferm. Ferm, ferm. Și explic imediat ce înseamnă ferm. Ferm înseamnă convins de identitatea ta, de cine ești, de importanța lucrurilor pe care le crezi și le ai de spus, convins că ceea ce ai de spus și avem de spus este spre binele oamenilor. Și în momentul în care vom prezenta nepătimaș ceea ce gândim, oamenii vor avea capacitatea să înțeleagă că hei, asta e pentru binele tuturor, dar de ce nu ținem noi cont de ce spun oamenii ăștia? Că ne învață bine, da? Aici este, zic eu, frumusețea discursului public. Să fii convins, să fii pătruns de faptul că cine ești, ce ai de spus, e important și contează. Deci să ne angajăm în dialog. Noi vorbim foarte mult despre dialog. Vorbim foarte mult, dar a vorbi nu e tutuna cu a purta dialog. Și când este să-l purtăm, uneori dăm cu bâta în baltă, cum zice românul, alte ori ne descurcăm admirabil, dar trebuie mai des, mai des. Al doilea lucru pe care l-aș sublinea este că dialogul trebuie purtat cu toți oamenii, dar în contextul actual românesc, mai ales cu cei cu care pare că nu suntem sub nicio formă de acord. Și spun asta pentru că avem tendința să-i evităm. Există anumite partide politice cumva nefrecventabile din punctul nostru de vedere, n-avem ce vorbim cu ei, în tot spectrul politic, nu vorbesc numai de unii sau de alții. Există anumite subiecte de interes public pe agenda societății. Aș putea aminti câteva, nu? Cum ar fi educația sexuală, de exemplu, care a făcut mare vâlvă, drepturile minorităților, măsurile pandemice, sanitare și altele care sunt de maximă importanță, dar evităm să ne angajăm într-un dialog cu cei care clar ne contrazic, adică nu ne dau dreptate. De ce? Ar trebui, tocmai acolo ar trebui purtat un dialog. Deci ce spun eu este că n-ar trebui să ne dăm înapoi de la a purta un dialog inclusiv cu cei care știm că nu vor fi de acord cu noi. 3. Cred că trebuie să
învățăm ca evanghelici să gândim nuanțat. Ceea ce observ eu, poate că telespectatorii sunt sau nu sunt de acord cu mine, dar asta este observația mea. Eu mă uit la modul în care punem uneori ca evanghelici în spațiu public problema, modul în care ne purtăm conversațiile, și mi se pare că suntem ori-ori, adică ori totul e alb, ori totul e negru. Discutăm cu cineva, discutăm cu un reprezentant al unei instituții, a unui partid, a unei, în sfârșit, discutăm cu cineva care în mentalul public colectiv e clar, are orientarea nu știu care, spre o anumită direcție. Și atunci, tot ce spune persoana aceea, nu e bine. Dacă vine cineva care ne se pare nouă că e cu credincioșii, că ne susține ca așa, chiar dacă s-ar putea la un moment dat să spună lucruri care nu potrivesc moralei creștine, totul e bun. Totul e bun. Ăla e negru, ăla e alb. E, această gândire în alb și negru, fără putința sau fără capacitatea de a diferenția, de a vorbi nuanțat, da, aici lucrurile acestea sunt bune, lucrurile acestea nu sunt bune și la acesta, și la acesta. În programul acesta de politică publică, să spunem, pe tema nu știu care, da, intenția, sunt lucruri bune, noi luăm de bună credință, intenția de a face asta, 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 da, e un lucru bun, e dar uitați, punctul acesta, sub punctul acesta, aici sunt niște lucruri care, haideți să discutăm despre ele, haideți să vedem, deci nu respingem tot, spunem, nu, noi nu suntem de acord, sau, da, noi suntem de acord, că ni se pare nou că e bun, fără să gândim nuanțat. Deci, angajarea mai fermă și mai frecventă în dialog, doi, angajarea într-un dialog chiar cu oponenții declarați, și trei, un dialog nuanțat care să judece punctual fiecare situație. A fost o prezentare foarte frumoasă și aceste principii mi se par extrem de importante, mai ales într-o lume evanghelică în care, cum observați și nu ați apăsat foarte tare pedala pe lucrul acesta, setea după mesaje negative și radicale parcă îi cuprinde pe unii, așa că dacă ai un mesaj radical vei fi mult mai apreciat de ceilalți ca și evanghelic decât dacă ai un mesaj echilibrat și cum spune Sfânta Scriptură. Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-a spus și mulțumesc pentru participarea la această emisiune și vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în activitatea pe care o aveți, atât în cadrul liceului, cât și în cadrul bisericii, cât și în cercetarea de doctorat și finalizarea acestui proiect legat de această temă a teologiei publice. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit în seara aceasta și să nu uităm ceea ce Sfânta Scriptură ne-a spus, că este important să vorbim cu dragoste, să vorbim cu har și să vorbim cu sare, măsurând toate cuvintele, urmărind ca tot ceea ce spunem noi să fie pentru zidire și de dragul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Vă doresc o seară bună, la revedere!